Grădina botanică de la Gibo, din județul Sălaj, este o minunăție și se numără printre cele mai frumoase din țară. Prin anii 1960, Vasile Fatih a început să predea la liceul din Gibo și, impresionat de starea deplorabilă în care se găsea parcul din împrejurimile castelului Veșeleini, și-a propus să-l transforme într-o grădină botanică. Așa a luat naștere proiectul care a ajuns în câțiva ani să se extindă pe o suprafață de 27 de hectare. Omul sfințește locul, așa că profesorul de biologie, Vasile Fatih, s-a dovedit a fi un om extrem de valoros, care a avut idei geniale, dar a știut și să-și atragă sprijinul necesar pentru a le pune în practică. Grădina botanică Vasile Fatih este organizată pe sectoare, fiecare sector grupează plantele dintr-un anumit punct de vedere. Un complex de sere, colecționare, de microproducție și cercetare, un acvariu cu peste 40 de specii de pești marini și de apă dulce, un parc zoo cu căprioare, cerbi, mistreți, o frumoasă și modernă grădină japoneză. Anual, 45.000 de turiști trec pragul edificiului, fie că sunt atrași de farmecul grădinilor exterioare de flori, fie de exotismul serelor, ori de farmecul grădinii japoneze. O învățătoare împreună cu 30 de elevi din Baia Mare au vizitat grădina botanică, fiind plăcut surprinși de ceea ce au găsit aici. Un adult plătește 5 lei pentru a vizita minunile înflorite din Gibou, elevii 3 lei, iar preșcolarii au intrare gratuită. Programul de vizitare pe perioada verii este și el generos, de la 7 dimineața la 19. Da, ne aflăm în practic cea mai nouă seră a grădinii botanice din Gibou, se numește Sera de Bromelii și Ferici, care deci, în majoritate conține plante din aceste două grupe, dar am vrut să o amenajăm ca sub forma unui ecosistem de junglă tropicală. Și atunci sigur că sunt și alte plante conexe sau care trăiesc împreună în aceeași zonă. Și foarte interesant, să zicem, sunt faptul că le-am aranjat nu ca într-o seră, într-o colecție, ci într-un mod natural. Am vrut să le amenajăm încât lumea sau vizitatorii noștri să se poată bucura de ambianța dintr-o pădure tropicală. Câteva plante interesante de aici, sigur, sunt ferigile arborescente, sunt plantele gen Tilantia, barba moșului, care e o plantă aceea deosebită, fără frunze, tulpini, rădăcini, ca o plantă clasică. Și spre, sigur, bucuria copiilor, tot în această seară avem și populația noastră de broscuțe țestoase, care toate le primim ca donație, de fapt, de la diferiți vizitatori și le îngrijim aici. În această zonă, ne spuneați, este grădina japoneză. Aici, ce doriți să Da, amenajați? deci ne aflăm în partea exterioară a grădinii botanice, ca și toate grădinile botanice și noi avem, zic, o grădină japoneză destul de frumoasă, o grădină orientală cu caracteristici, deși mai tânără, să zicem, și încă nu o vegetație așa de dezvoltată, totuși arată bine. Iar lângă ea, practic, unde ne aflăm noi acum, se află cel mai nou sector amenajat al nostru, rozariu, colecția de trandafiri, practic. Orice grădină are o colecție de trandafiri frumoasă și noi am amenajat-o cu foarte multe soiuri. Avem în jur de 200, cred că și vreo 50 de soiuri de trandafiri care se pot vedea aici, și atât căsători cât și clasici. Iar chiar în colțul grădinii de trandafiri am prevăzut să fie amenajat un loc de joacă pentru copii, frumos, în aer liber, într-un mediu curat, unde părinții să poată să vină să-și lase copiii să se simtă bine și ei să se bucure de florile și de atmosfera din zonă. Tot în grădina de trandafiri sau în rozariu va fi amenajat și foișorul pentru căsătorii, să zicem, pentru că cumva trandafirii cu căsătoriile merg bine împreună. Și există o cerere, deci foarte mulți vizitatori ne solicită să le asigurăm un loc pentru a-și desfășura ceremonia aceasta importantă din viața lor. Și atunci am zis că în grădina de trandafiri amenajăm un foișor pentru așa ceva. Un sector important, frumos, este și cel de plante medicinale și aromatice. Ne-am reorientat și spre plantele folosite în bucătărie, pe lângă cele tradiționale, să zicem, folosite în medicină, tocmai ca vizitatorii să vadă și să diversitatea acestor plante și faptul că atât culinar cât și în partea medicală plantele au fost o sursă de noutate și de sănătate până la urmă pentru om. Deci avem aici organizate plantele pe diferitele afecțiuni pe care ele le tratează, cât și plantele acestea culinare într-un sector separat. Și vizitatorii pot să le admire și să vadă ce fel de plante se folosesc pentru diferitele afecțiuni. Cum a luat naștere grădina botanică din Jibou?
Grădina botanică a luat naștere printr-un ansamblu, să zicem, de circumstanțe fericite care s-au întrunit aici. Odată a fost munca și, până la urmă, viziunea unui om, profesorul Vasile Fati, care, fiind profesor la liceul din Jibou, care în acea perioadă înființa în castelul veșelenii din localitate, a avut viziunea că în parc, în rămășițele parcului vechiului castel, se poate amenaja o grădină botanică. Sigur că nu e suficient numai să o gândești, trebuie să o și pui în practică. Deci dânsul era un om foarte meticulos, foarte dedicat muncii sale și a reușit să, împreună cu copiii și, mă rog, și cu alți specialiști din acea perioadă, atât de la Cluj cât și de la București, să înființeze aici o grădină botanică, pe care o vedem astăzi. De-a lungul timpului a avut diferite forme, n-a fost întotdeauna grădina botanică sau centrul de cercetări biologice, ca și acum, a fost și stațiunea tinerilor naturaliști, deci a fost o evoluție, dar important este că dânsul nu a renunțat și a reușit să o mențină, așa cum o vedem astăzi, și noi în continuare o ducem mai departe, să zicem, sau ducem moștenirea profesorului Fati mai departe. Vin turiști? Da, vin turiști din ce în ce mai mulți, chiar ne bucurăm, pentru că an de an, undeva cam cu 20% ne crește numărul de turiști, iar în zilele, mai ales acestea frumoase de primăvară și de sfârșit de săptămână, străzile din jur practic sunt neîncăpătoare pentru cei care vor să ne treacă pragul. Deci avem undeva, anul trecut am avut în jur de 40-45.000 de turiști, anul acesta cred că vor fi mai mulți cu siguranță, pentru că deja sunt mai mulți în aceste prime luni. Una dintre vedetele grădinii botanice din Jibou este și acest nufăr amazonian, Victoria Regia Amazonica, o plantă deosebită, cu frunze de talie mare, din, așa cum îi spune numele, din zona amazoniană, care la noi crește, se dezvoltă și chiar înflorește și avem semințe în fiecare an. E o plantă anuală, trebuie însămânțată. Acum, în perioada de primăvară, nu este dezvoltată la toată capacitatea ei, dar deja are primii boboci, vor fi primele flori în curând. Flori care sunt deschise două zile, după, în prima zi sunt de culoare albă, în a doua zi devin de culoare violetă și după aceea se formează semințele. Ce te-a impresionat cel mai mult la grădina botanică din Jibou? Mi-a plăcut cel mai mult pește uriaș. Altceva? Ce ai mai văzut? Florile, cactusii. Papagalii și cactusii și mai ales peștii cei mari, mi-au plăcut foarte mult. Cel mai mult mi-a plăcut, a fost un pește mic, jumătate roz, jumătate galben, a mai fost încă unul alb cu negru și a mai fost niște pești pirania și au fost foarte frumoși. Tu ai mai fost vreodată aici la grădina botanică din Jibou? Nu am mai fost, dar cel mai mult mi-au plăcut peștii pirania și peștii cu colorați. Și mi-au plăcut și grădinile, florile, canarii, mi-au plăcut toate. Deci o să mai vii? Da, o să mai vii. Mie mi-au plăcut broastele cestase, cactusii și peștii. Mie mi-a plăcut cel mai mult acvariu și peștii pirania și cactusii. O să le recomandați și altor prieteni de voștri să vină să vadă? Da. Am hotărât să desfășurăm astăzi o lecție pe viu de științele naturii și iată că am reușit, am găsit elemente extraordinare aici. Am văzut zona amazoniană, mediteraneană, ne-au plăcut extrem plantele exotice, ne-au plăcut acvariul în mod deosebit, se vede, și într-un cuvânt suntem încântați de tot ce am văzut până acum. Ce tare! Și cât timp trebuie să lasă mâna? Acum, da? Cât vreți. Dar mai stau și eu câte 10 minute, 15, depinde, când am timp. În alte părți sunt la picioare, dar acum la noi pare cum e. Interesant senzația pe care o simți. Ca și cum ți-ar face masaj, da, în mână. E ciobulesc în mână. Da, păi... Nu doare. Nu. Copiii se terminează, le frică la început. Dar le place pe parcurs. După aia le place, vin înapoi, încă o dată, s-a înghesuie toți aici.